prin minunata noastră țară. E un fel de, n-ai să crezi, dat cu vopseala fabilă, dar din aia de la borcan din Beci, știi, lăsat acolo vreo 6 ani. Tulai, fetă, l-am nimerit pe unul, este unul mai în față acolo, camion roșu. Și a zis el, zice, bă, prin sate merge cu 40, prin exterior cu 60 și atât. S-au auzit foarte multe fraze altfel pe stație. Omul nici cum nu mere, s-a făcut colană în spate. Și cam asta este România, dacă vrei să înțelegi. E român ăla cu camionul, da. Am 2 ore jumate și abia am ajuns aici. Merge cu 60, mă, cu 50. O, da, măcar eu... Nu, mai sunt situațiile astea și le înțeleg. Dar măcar să zici pe stație, bă, frate, nu pot să merg. Am marfă înaltă, lată, pătrată, udă toată. Și nu mă pot duce. O să mă opresc mai încolo, vă las să treceți peste 20 de kilometri, dar asta e, trebuie să mă suportați. Bă, măcar anunț, știi? E ok. Nu e problemă, că e de înțeles. Mergem așa, încetuți. Cu treabă bună. Păi da. Cred că dacă lăsam de la Cluj pe liber, veneam până aici. Foarte nasol, nene, foarte nasol. Am zis că o să mă opresc mai încolo, să fac un 45, hai că s-a transformat și ăsta, măcar se mai era refiază aerul un pic. Ia o ce Scania, faină, frate. Le dă verde? Da. Fii atent ce faină e Scania asta. From Poland. Nice. Da, frumos. Tu l-ai vetă. Fel de n-ai să crezi, dat cu albă ca zăpada, bă, băiatule. E foarte nasol să tot mergi așa, o. Serios. E mai bine te oprești. Când ieși, trebuie să și mergi, domnul Bihor 43 RN-Y. Mișcă-te un pic mai repede. Au ieșit scântei pe stație. Ăștia unde merg, mă, la Bratislava? Azi, din ăștia unde? De la Oradea, ce să avem, o, colegule, nu mai avem nimic, nici aer la apă. Groapă. Încă una. Și mai vine una. Uhu. Johnny B. Fel de n-ai să crezi, nene. Ideea care este că am plecat astăzi chiar de vreme de acasă, ca să zic așa, la 12. Și este ora 2:30. Probabil că pe la 3:30. Pe la 3:30 mă gândesc că reușesc să ajung și eu la ora de sau pe la 4 fără 3 minute.
să-mi fac o papară. Și după aia să-mi văd de drumul. Sunt curios cum o fi acum în vamă când o să ajung. Probabil că ceva aglomerație sigur va fi. De grade, my friend. Treaba e bună. Continuăm mai departe. Ce e asta, mă? Umbrelă de grădină. A, na, umbrelă la roșii, n-ai să crezi. Stai, mă, că e la în față unde m-am dus eu așa tare. Băi, ce fain e ăștia cu motocicletele astea, frate. A, na, era cu scooter sau ce era ăla? Nu, cred că tot ceva motor mai mic. Serios, chiar îmi plac de ăștia cu motoarele. Aici am făcut pauză ultima oară, parcă, da. Altă Scania. Multă Scania. Un Volvo. Da, da. Am toată convingerea că după mașina asta va fi un Volvo sau un DAF. Sunt foarte sigur. Păi da, dacă îmi doresc lucruri, lucrurile se vor întâmpla. Aplic magia. Aram, pam, pam. Mamă, câte carcase aici de mașini, frate. Uite, dezmembrări. Raul și Roxana sau Paul și Roxana, nu mai știu. Mamă, dar câte uzi, bă, băiete. Tu l-ai vătă. La Lugașul de jos mi s-a pus căprița jos. Nu știu, doamne, ce să-i fac, ce să-i iau de la sânge, de la cap. Aici e un mini birt din ăsta. Am zis că o să opresc, au și ceva mâncăruri pe acolo. Și să testez un pic, să văd ce este acolo, știi? Îl aduce ceva benzină, nu știu ce duce. Ei, pace. Mamă, îmi place Volvo ăsta, mă, are foarte multe spații din alea, foarte multe compartimente, știi? Foarte fain. Da, și tot așa o mere. Tu l-ai vetă. Nene, ce să zic, sunt aici la Lugașul de jos, mai exact la primărie. Poliția locală a ieșit și el. A lăsat geamul jos că este foarte cald și nu dăm drumul la aerul condiționat pentru că se consumă și nu mai este loc de... Uneori nu toate lucrurile merg așa cum trebuie. Stai că ai ceva pe ochi acolo. No, gata. Era ceva murdar, nu mai știu. Și se mai întâmplă chestii câteodată. Nu ai ce să faci, asta este. Riscul meseriei. Știi ce mă gândeam? Că am pățit o chestie destul de zdravănă. Și mă gândeam dacă stăteam acasă la mașina de cusut și coseam perdele, n-aș fi pățit treaba asta, știi? Dar după ce trec de orașul ăsta, uite, care este cu Tesco, îmi aduce aminte de Anglia, Tesco ăsta, mamă. Acolo, stai să-mi pun asta, te rog. La Tesco în Anglia cumpăram sneakers, nene, și acum țin minte, era o liră și 10 pacea mei din aia. Băi, bere, te plin cu bicicleta, n-ai să crezi, vere. Băi, mie îmi plac de oameni ăștia că folosesc bicicletele, frate, foarte frumos, bravo lor. Și mai cumpăram pui din ăla la rotisor, știu că era undeva la 2,80, 3 și un pic, până în 4 lire, știi? Da, frumos, frumos în Anglia. Ce e aici? Mamă, ce bine arată toate alea, tu le văd, ți-e foame, Valentin? Mi-e foame, frate, pentru că în pauza asta de 45 nu am avut când să mănânc, îți și explic de ce.
am avut un incidentus. Semnalizăm lene de în timp să se știe intenția. Nu-i problema. L-aștept pe omul ăsta cu trotineta să iasă, să treacă. Și de aici ușor. Mă încet că-s gropi pe aici. Să vreau să mă opresc un pic într-o parcare, sper să și găsesc pe aici, pe satele astea, dar după ce ies din sat, cu siguranță trebuie să fie ceva. Perfect break. Curba la dreapta nu este o problemă, cealaltă e o problemă la stânga. Servus, my friend. E ok, mai salutăm oamenii, că nu, poate că l-am încurcat un pic, știi? Atâta timp cât sunt aici, păstrez aici semnalul, să fie treaba bună. Vine ceva, Valentin. Bre, deocamdată nimic. Uite, bă, că acum vine. Tu, da, e vetă, fiți-ar tricou să-ți fie. Vine și remorca. Cred că da, e agățată. Ok. Uite ce sală de zi, teren din ăla de fotbal ceva. A, nu, pe îngolăduri din ăla. Nu. Mamă, deci când se face așa mașina, deja mă ia toate apele, frate. Tu l-ai vetă. Ce e aici, mă? Ceva magazin. Vezi groapa? Era acolo. Ok. Să văd pe unde mă pot opri pe aici, pe undeva. Mamă, ce nu-mi place cum face mașina, frate. Este o porțiunea asta de sat, nu-i chiar ce trebuie, știi? De asta și dă probabil 30. Uite copacul ăsta cum arată. L-au coafat mașinile. Toaletat, se spune Valentin la copaci. A, bine. Lasă-mă să deschid geamul atunci. Ieși afară. Lampa un len aici în spate. Sper să nu se supere foarte tare. Dar merg regulamentar, chiar peste limita admisă. Ce e, mă, petrecere? Ăștia-s corcoduși din aia roșii, ți-am mai povestit de ei. Face niște corcodușe foarte mari așa și super dulci. Când ai doar o bicicletă, unul trebuie să alerge. Hai, las că e bine, vă învățați voi. Faceți cu schimbul. Ăla e vetă. Oh, parcă e ceva spațiu aici, dar nu, că este tot din ăla de mașini, de autobuze. Nu, las așa mai lonșon. Ia uite ce frumos au tuns pe aici, vezi? Ana, ceva lac de pescuit aici, Vasile. Mamă, heleșteu. Tura duras. Ana, ceva camion era acolo.
văzut eu. S-a venit de la lucru de aici, de la fabrică, a luat 17 litri de benzină și s-a apucat să mai taie iarba. Păi da. De aici mașina asta care a luat foc. Într-o noapte, cred că. Trebuie să fie pe aici pe unde, uite-mă că aici cred că era. Stau să merg un pic încetuț. Na, uite aici. Dar îl încurc tare pe ăsta din spate dacă mă opresc. E prea din scurt. Na, mai stai un pic Vasile acolo. N-avem ce face. Aia, ui. Uite, vezi, au legătura asta între sate, pe jos, pe aici. Foarte tare, nene, cu bicicleta. Super, bravo lor, frumos. M-am bucurat că am plecat oarecum de vreme de acasă astăzi, undeva fix la ora 12. Și zic, bă, dacă nu stau mult în vamă, zic, tocmai bine ajung, îmi fac o popară, mă pun liniștit să dorm, zic, toată treaba e bună până aici. Când încolo, ghiși ce? La semafor a trebuit să frânez. Și bineînțeles că n-am frânat tare, încetuț, cu retarder, cu tot ce trebuie. Dar s-a întâmplat... Nebunia.